Viorica Petreanu, femeia care a fost dată dispărută de familia sa în data de 10 august, a fost găsită moartă. Viorica era mama unui băiețel de șase ani și avea 35 de ani. Femeia ar fi plecat să cumpere croasante și nu s-a mai întors. La scurt timp, soțul și apropiații acestei au sesizat autoritățile cu privire la dispariția femeii. Poliția a cerut ajutorul pentru găsirea ei și a publicat fotografii cu românca. Pe rețelele de socializare, oamenii s-au mobilizat să o găsească pe Viorica, iar vestea morții româncei a întristat o comunitate întreagă. În comentariile ce însoțesc postări prin care se cere ajutorul pentru găsirea româncei, unii oameni spun că Viorica ar fi fost găsită într-un canal, cu mâinile și picioarele legate, în apropierea casei. Dumnezeu să o odihnească în pace!